Craiovencele au rezistat doar o repriză în fața superputerii care se naște în handbalul românesc CSM București. Elevele lui Roșca au ratat mult și barele au fost prietene cu bucureștencele. Totuși, meciul se joacă și la comisiile federale. Echipa bucureșteană n-a avut niciun antrenor pe banca tehnică, având în vedere că, în conformitate cu regulamentul de desfășurare a Ligii Naționale de Handbal pe 2014-2015, prezența pe banca unui antrenor cu contract este obligatorie. A fost un viciu de procedură acolo la banca tehnică. Rămâne de văzut cum va fi interpretat regulamentul. Pentru că există și o prevedere în care se spune că antrenorii pot fi înlocuiți. Acum rămâne de văzut cum vor decide comisiile federației această sesizare pe care a făcut-o conducerea tehnică a echipei noastre imediat după finalul jocului. Când așteptați un răspuns clar? Comisiile ar trebui să reunească în această săptămână și trebuie să primim o soluționare a cazului. În articolul 2, aliniatul 2, se specifică și faptul că sunt două excepții. În cazul suspendării la data disputării jocului, ceea ce nu a fost cazul, sau în cazul unei îmbolnăviri grave, care necesită îngrijire medicală dovedită cu certificat medical. Iar nu a fost cazul, din moment ce Mete Kilt și Adrian Vasile au stat în spatele băncii de rezerve pe durata partidei.